Cătina este un arbust fructifer care se regăsește în regiunile muntoase, dar și în zonele de nisip sau pietriș, cu fructe care își păstrează proprietățile, chiar dacă sunt păstrate în condiții de ger. Vă vom prezenta cum este indicat să consumi și ce beneficii au aceste fructe pentru organismul nostru. Consumul de cătină este recomandat pentru tratarea și prevenirea mai multor tipuri de afecțiuni, deoarece este una dintre cele mai benefice plante medicinale pentru organism. Mai multe detalii ne-a prezentat doamna Nicoară Elena, care merge cu aceste fructe în fiecare zi în piață și care îndeamnă cetățenii să le consume. Cătina e cea mai bună fructă din lume, nu din România, din lume. Conține toate vitaminele. Omoară celula canceroasă. Noi orice ne naștem cu o celulă canceroasă. Această fructă omoară celula canceroasă. S-o mâncăm înainte de a ne îmbolnăvi. Sau cei ce sunt bolnavi de COVID să consume fructe de pădure. Indiferent că e cătină, că e afină, că e merișor, să consume sau mugur de brad, sirop de mugur de brad. Pentru că mugurul de brad desfundă căile respiratorii. Consumând fructe de pădure, COVID-ul moare, dispare din corpul nostru și se dă drumul la circulația sângelui în plămân. Fructele de pădure, în special merișorul ăsta e sirop de merișor care desfundă plămânul, dă drumul la plămân, la aerul ca să intre în plămân, pentru că COVID-ul ăsta face niște cheaguri de sânge pe plămân. Și atunci, automat, merișorul desfundă, împreună cu cătina și cu afina, desfundă căile respiratorii. Fructele de cătină au un gust ușor acrișor, foarte puțin amărui și se culeg începând cu luna august și până la sfârșitul lunii octombrie. Cel mai indicat este să fie culese toamna cât mai târziu, atunci când fructele sunt foarte bine coapte. Fructele de cătină se pot consuma proaspete, așa cum se culeg de pe butaș, uscate în diverse ceaiuri, în combinație cu miere sau sub altă formă de sirop sau ulei din presare la rece. Oricine, nu numai din țara noastră, din lume, să consume fructe de pădure, indiferent că-s măceșe, că-i cătină, că-i afine, că-i merișor, orice fructă de pădure este foarte bună. Și ăia mărăcine, adică pe calea ferată, ăia-i vineți, aia-s foarte bun de inimă, sunt buni și de circulație. Oricine poate să consume fructe de pădure. Fructele care sunt cu fructele albastre. Cu fructele albastre, care trăiesc și pe calea ferată, care nimeni nu-i bagă în seamă și au, tratează inima, tratează în special împreună cu cătina, în aliaj, aceste fructe de pădure, tot felul de fructe, se face siropul sau chiar ceaiul, desfundă plămânul și omoară COVID-ul. Nu ne facem injecții, nu mâncăm pastile, fructe de pădure, în special muguri de brad. Bradul conține ceva care dă drumul la respirația plămânului și în special la glanda tiroidă la gât. Datorită conținutului ridicat de vitamina C, cătina, conform studiilor efectuate, este benefică pentru sănătatea inimii, iar dacă este consumată cu regularitate, poate reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare.